Bolile încep de la suflet și nu de la corp. Suferința începe de sus, de la minte, de la concepția despre lume, de la dezechilibru mental în care rătăcim. Așa spunea părintele Arsenie Boca. Patru sfaturi de la Arsenie Boca pentru cei bolnavi. Mă, cine îngustă la minte nu are leac nicăieri. Parcă toate lucrurile unui om seamănă cu stăpânul lor, obișnuia să spună părintele Arsenie Boca. Sfaturile sale privitoare la boli au fost și rămân astăzi la fel de autentice ca atunci când le-a dăruit, ca un medicament celor care veneau la el pentru vindecare. Cuvintele părintelui Arsenie Boca erau vii și aveau în ele un suflu tămăduitor. Privirea și sfaturile lui deschideau inima, luminau ochii minții și aduceau pacea unei înțelegeri profunde cu privire la cine suntem și ce avem de făcut în viață. Paralizia lovește pe cei nesătui de avere. Arsenie Boca reușea să pătrundă cu înțelegerea să duhovnicească că, insuflata de Duhul Sfânt, cele mai ascunse cauze ale bolilor trupești, paralizia o vedea ca pe o consecință provocată de dorința de îmbogățire peste măsură. Această patimă poate fi moștenită din familie și cel afectat are mult de luptat pentru a o Cancerul îi atinge pe cei care nu postesc niciodată. Mai mult ca orice altă boală, cancerul nu are leac și apare fără nicio explicație medicală plauzibilă. De aceea, părintele Arsenie Boca spunea despre cancer că este ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede că prin el se pedepsește lăcomia mâncărilor și o a desfrânării. Părintele știa medicina și avea sfaturi chiar și pentru cele mai actuale probleme pretextate de femei. De pildă spunea că și părul trebuie să se hrănească și când ne cade părul. Este bine să facem gălbenuș de ou cu ulei de ricin și să ne spălăm capul și să-l clătim cu o țetă de mere. Dacă împiedi Niciun guturai prin medicamente îl transformi în alte primejdii. Lasă fazele obișnuite ale bolii să treacă natural, pentru că ele sunt cel mai bun leac. Fereșteți capul de frig și ajunge. Faceți semnul Sfintei Cruci pe tot ce mâncați, apă, ceai, cafea, prăjitură, fructe, băutură, pâine. Dacă ar fi dat chiar și cotravă, Sfânta Cruce anulează tot ce este otrăvit. Cei bolnavi să țină regimul bolii în loc de post. Transpirația abundentă este din cauză că nu ne funcționează bine rinichii. Relatează alfor